dăm drumul jos. Nu, stai, nu, nu, stai, băiat. 44 de ani are muncitorul care a căzut în puțul adânc ale Cluzei și norocul lui a fost că nu și-a pierdut cunoștința în cădere și datorită loviturilor. A căzut pe o platformă de pe scara de acces în puțul Vanelor, pe următoarea platformă. Cauzele și motivele dezechilibrului și a căderii nu le știm până nu vom cerceta în teren. Am sunat la 112, am fost îndrumați să nu-l mișcăm, să lăsăm în poziția în care a căzut. Victima căzută în puțul adânc a putut să colaboreze cu salvatorii care au desfășurat imediat planul de intervenție. În primă fază a fost coborât un pompier după victima imobilizată, însă la scurt timp s-a dovedit că mai e nevoie de cel puțin un bărbat. A doua persoană aleasă ca să coboare în puț a fost unul dintre paramedicii echipajului de intervenție SMURD. Când au ajuns la el, salvatorii l-au găsit stând în fund, chinuit de durere atroce. Avea membru inferior stâng, durere genunchi, omoplatul stâng și membru superior stâng, durere. Intervenția a fost îngreunată de spațiul strâmt în care a căzut bărbatul de la Ecluză. Au imobilizat persoana pe o targă lopată, i-au administrat calmante la sfatul medicului. Cu ajutorul mai multor frânghii, victima a fost legată și imobilizată pe o targă. Capul și gâtul i-au fost fixate cu un suport cervical, iar apoi când toate măsurile de precauție au fost luate, a început ridicarea la suprafață. După aproximativ o oră și jumătate, bărbatul căzut a fost scos în viață și predat medicilor pentru evaluarea stării de sănătate. Muncitorul căzut în puț s-a ales cu traumatisme la o mână și un picior. Va rămâne o vreme sub supravegherea medicilor, după care se va putea reîntoarce la lucru.